Aleina i-a șocat pe toți după ce Marius s-a arătat interesat de ea. Nu vrea să se declare într-o relație cu Ștefan, acum nu. Marius i-a șocat pe toți după ce a încercat să se apropie în repetate rânduri de Aleina. Cum a reacționat Ștefan? Răsturnări de situație în show matrimonial I Casa Iubirii, prezentat de Andreea Mantea. Se pare că un alt concurent i-a atras atenția Aleinei chiar dacă aceasta se află într-o cunoaștere cu Ștefan. Este vorba despre Marius, cel care și-a luat inima în dinți și a făcut mărturisiri neașteptate concurentei. Ei bine, se pare că lucrurile nu au trecut neobservate, motiv pentru care atât băieții, cât și fetele din casă. Au vrut să afle mai multe detalii despre apropierea celor doi. Aleina, curtată de Marius Noi apropieri în cadrul emisiunii Casa Iubirii, iar de data aceasta, protagoniștii sunt Marius și Alina. Întrebarea care stă acum pe buzele tuturor este dacă aceasta din urmă îl va da uitării pe Ștefan și va vrea să-l cunoască mai bine pe concurentul care s-a arătat interesat de ea. Marius i-a șocat pe toți, după ce a făcut o serie de mărturisiri neașteptate. Ei bine, după ce a invitat-o pe Aleina la dans, iar aceasta a acceptat fără nicio intare, a decis că este momentul să recunoască că își dorea de foarte mult timp să danseze cu ea, iar concurenta s-a arătat extrem de surprinsă. Ba mai mult decât atât, Marius nu s-a ferit să spună că își dorește să vorbească, dar și să o cunoască mai bine pe Alina. La rândul ei, concurenta a spus că nu vede nimic anormal în acest comportament. În tot acest timp, Ștefan a părut vizibil deranjant de mărturisirile celor doi mai ales că între el și Aleina au existat mai multe momente romantice de-a lungul timpului. Mai mult decât atât, Cosmin nu s-a abținut și a întrebat-o imediat pe concurentă dacă ar accepta să meargă în camera roșie alături de Marius. Marius, o să ne cunoaștem, o să vorbim. Aleina, eu am zis că da, putem vorbi în casă. Nu văd ceva anormal în a vorbi cu el, Cosmin, păi și dacă Marius ar vrea o cameră roșie cu tine, Aleina, ai accepta? A fost doar o parte din dialogul concurenților i Casa Iubirii. Mai mult decât atât, Marius intră în casa fetelor, hotărât să o mai vadă încă o dată, dar și să o îmbrățișeze pe cea care i-a furat inimii. Ulterior, fetele vor fi extrem de curioase să afle ce simte Aleina în momentul de față, dar și care sunt planurile ei pentru viitor dat fiind faptul că între ea și Ștefan a existat o apropiere, iar acum și Marius și-a arătat interesul față de ea. Aleina, mi-a zis că i-a plăcut de mine de la bun început de când a intrat în casă. Nu înțeleg de ce nu a zis asta, doar din cauza cunoașterii mele cu Ștefan. Julia, dacă Ștefan ar veni acum să te întrebe dacă îți dorești să oficializezi chestia cu el. Ai face-o? Aleina, acum? Nu, acum nu. A fost răspunsul concurentei.